Organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar ar putea fi reglementată prin lege. Comisiile parlamentare permanente au examinat un proiect în acest sens. Potrivit documentului, domeniul de activitate al medicului veterinar va include medicina veterinară privind sănătatea și bunăstarea animalelor, siguranța produselor alimentare, diagnosticul de laborator veterinar, supravegherea salubrității furajelor și altor produse nutritive destinate animalelor. De asemenea, activitatea medicului veterinar se va extinde asupra identificării, înregistrării și reproducerii animalelor, având responsabilitatea de a prescrie, elibera, comercializa și administra produse farmaceutice de uz veterinar, raticide și dezinfectanți. Totodată, proiectul prevede că activitatea medicului veterinar nu va fi activitate de întreprinzător. Proiectul mai prevede și crearea Colegiului Medicilor Veterinari din Republica Moldova, care, în opinia autorilor, va ține sub control aspectele fundamentale ale activității sanitar-veterinare, respectarea relațiilor dintre medicii veterinari în timpul exercitării profesiei, va coordona formarea profesională continuă a specialiștilor. Colegiul va reprezenta o organizație profesională autonomă, apolitică și non-profit, din care vor face parte obligatoriu toți medicii veterinari din Republica Moldova. Veniturile anuale ale colegiului se vor forma din cotizația anuală de membru. O altă noutate a proiectului este instituirea anuală în ultima sâmbătă din luna aprilie a zilei profesionale a medicului veterinar din Republica Moldova. De asemenea, proiectul prevede și măsuri de răspundere disciplinară a medicilor veterinari. Proiectul urmează a fi examinat și votat în ședința plenară a Parlamentului.